Inspectorii de muncă din județul Hunedoara au efectuat timp de 5 zile controale la un număr de 24 de unități, pentru care munceau 595 de zilieri, dintre care 14 minori. Majoritatea problemelor identificate au vizat nerespectarea plăților către zilieri, a duratei de lucru, dar și neînregistrarea unora dintre muncitori la ITM. Pentru neconformitățile identificate, inspectorii de muncă au dispus 17 măsuri de remediere a acestora și au aplicat 5 sancțiuni contravenționale. Controlele inspectorilor ITM au vizat întreg județul, însă cele mai multe nereguli au fost descoperite în Valea Jiului, în zona Devei și a municipiului Brad, iar neregulile au fost cu preponderență în turism, agricultură și la unele asociații composesorale. Au fost verificate 24 de societăți care foloseau munca zilierilor. S-au aplicat 5 avertizmente scrise și 2 avertizmente verbale pentru un număr de 5 unități. 5 avertizmente scrise sunt pe legea 52, legea dialogului social. Au vizat durata timpului de lucru pentru minori, salariu minim nerespectat, transmiterea zilnică în aplicația pentru zilierii a zilierilor care desfășurau activitate. Cam astea sunt în mare cele descoperite. Iar un avertisment verbal a fost pentru transmiterea în revisal a unor date eronate. În cadrul acestor acțiuni de control s-a urmărit modul în care beneficiarii aplică și respectă cerințele din domeniul relațiilor de muncă referitoare la durata activității ocazionale, care poate fi exercitată în temeiul prevederilor legii, înființarea, completarea și prezentarea registrului de evidență a zilierilor, dovada plății remunerației cuvenite acestora și folosirea lor pentru alte activități decât cele expres reglementate de lege.